Ci că a venit domnul Iohannis din Madeira cu bateriile încărcate. Da, mă, dau pe afară de energie. El de-aia de fapt era atât de lent, atât de moale. Dar acum gata, ci că e aproape isteric, atât de energizat e. Se pare că omul a venit pe jos din concediu. Atâta energie a acumulat, vă dați seama? Mă rog, ați prins ideea. Trebuia, mă, să se deconecteze puțin de zgonea, de toți ăștia, ca să judece la rece cum e treaba cu țara. Deși, mă rog, acolo e mult mai cald în perioada asta, plajă, frumos. Așa, ziceam că începe treaba. Da, o să cheme partidele la consultări președintele, ci că le va aminti ce legi trebuie trecute prin Parlament. Asta era, domne, ăștia uită. Ei de-aia n-au făcut nimic în țara asta timp de 25 de ani. Uitau, frate. Se luau cu furatul, cu corupția, cu parandărăturile și uitau. Parcă-i văd. Bă, trebuia să mai facem ceva, mă, dar ce naiba era? Să mor dacă mi-amintesc. Dar cum ziceam de acum, gata. Domn președinte, pe ei, pe Madeira lor, domne.